Nu înțeleg de ce nu pornește mașina! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la mașina mea de vară. Exact, țineți minte, 2015 cred că a fost când s-a lansat jocul sau pe acolo când am început și noi să îl jucăm pe YouTube în Stein și a fost nebunia aia mare de tot. Așa că, haideți să dăm și noi puțin new game și să vedem cam despre ce este vorba. S-au făcut foarte multe update-uri. Developerul încă mai lucrează la joc, dacă nu mă înșel, și pur și simplu m-a impresionat. Am zis să jucăm de dragul nostalgiei. Rafael Lmao mă cheamă pe mine și... Bun. Are un început așa mai ciudățel, dar mă rog, în care efectiv arată cum naște femeia. Dar dăm skip. 1976, Rafael s-a născut cu râm mic frumos în Finlanda. Ok, ok. Frate, dăm skip la intro. Wow, nu se mai termină. Wow, wow, wow. Mi-a plăcut joaca asta mult de tot. Nu e mai Summer Car până când nu dă crash, corect? Ce e asta? Helmet? What? Poți să ții pe căpățână helmet și cum îl dau jos? Nu se mai dă jos. Jocul în care trebuie să cauți un tutorial cum să dai casca jos. Da, se poate ridica. Dar nu știu cum o întorceam. Ah, pe rotiță, aha, aha. Bun, interesant că au adăugat o cască. Deci dacă nu știți cu ce se mănâncă mai Summer Car, este un joc așa super scuffed, dar foarte aspru, nu știu cum să zic, scuffed, în care efectiv unchiul tău te lasă aici, îți zice o notiță că nu fi leneș, repară mașina tatălui tău, cea veche, furgoneta unchiului poate fi împrumutată, nu bea alcool, ne vom întoarce. Da, 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 am înțeles ideea. Aici este mașchineta noastră și ce e interesant la joc este că efectiv trebuie să faci de la zero mașina și nu ai niciun tutorial nu ai. Deci tu trebuie să pui mașina asta pe roți și nu numai că trebuie să o pui pe roți, trebuie să o duci la ITP, să primești numere și să fie în regulă. Și e super scuffed în ideea că nu are calculatoare mașina pe ea, este ca o Dacia, cum a luat X-Lader Dacia aia. Și efectiv dacă se strică, oprești, tragi pe dreapta și bagi mâna în mașină și repari ce-i stricat. Strângi șuruburi și strângi tot ce se strânge. Și nu numai că pui scaunele, capota și toate, dar trebuie să faci motorul de la zero. Nimeni nu face motorul de la zero, care e casual gamer, decât dacă ești mare mecanic și știi exact cum funcționează toate. Uite la toate bucățile astea, că le faci într-un motor care funcționează. Și după aia vii cu nebunia asta, pui motorul, da? Unde este locul? Aici la motor, cum ne-ai văzut, la capotă. Și e insane, e insane. Faza e că de ce s-a oprit seria? Este un joc extrem de greu. Este un joc în care îți dă bătăi de cap. Este un joc unde am avut episoade la care m-am chinuit ore în șir ca la final să nu iasă nimic, să șterg episodul și să-mi bag picioarele. De-aia nu prea am mai jucat mai Summer Car. Însă sunt dispus să îi mai dau o șansă dacă vreți și voi să punem mașchineta asta pe picioare. Singurul lucru pe care nu îl voi face și vă voi spune de acum sunt banii. Nu o să stau să farmez în joc. În joc se presupune că aveai pe undeva o furgonetă de aia mare, un camion efectiv, cu care te duci și tragi rahat din canalizare și faci bani și sunt câteva joburi de genul. Nu prea îmi place treaba asta, nu-mi place să dau grind și să fac rost de bani. Aici era unchiul nostru și faza e că la început îți dădea furgoneta direct. Acum trebuie să te duci și să o împrumuți de la unchiul. Și n-am nicio idee cum împrumut furgoneta. După un alt mic tutorial, mi se pare că aici am nimerit bine, este casa unchiului nostru. Și ideea e că nu mai poți să iei furgoneta de la bun început. Trebuie să aștepți să te... Cadou de Crăciun? Eee, băutură! Mama mea, dacă beau asta... Ne-a dat niște bani și de la cu turbo. De la unchiul. Ideea e că dacă beau aia s-a terminat tot. Știți cum face imaginea? Wow, wow, wow. O luăm razna. Deci trebuie să așteptăm să ne sune bunica noastră, ne pune să cumpărăm nu știu ce, îi ducem itemele și apoi ne dă cheia. E complicat. Deci tot jocul e complicat. Cam nimic nu e simplu în jocul ăsta. Nimic. Ok. Hai să vedem. Lângă facecam-ul meu vedeți că îmi este sete, îmi este foame, îmi este de toate. Dacă stai aici la chiuvetă, nu mai știu exact. Se pare că nu pot să beau din chiuvetă, trebuie să mă duc efectiv la duș. Dăm drumul la dușană. Bem de aici, vedeți cum scade setea? Ok, capătul ăsta. Și în sfârșit, te poți curăța direct sub duș. Pentru că înainte,
Nu funcționa dușul. Trebuia să te duci aici, să pornești sauna, să bagi cărbune în sauna, așteptai până când îi se ridica ăstuia belengerul la maxim, după care veneai aici și turnai apă pe tine. Dacă uitai sauna deschisă, lua foc toată casa și încă poate lua foc. Era un proces foarte greu doar ca să te speli. Deci acum ne-am spălat mult mai repede. Bun. Hai să prindem luminile. Îmi am stres, îmi este foame, îmi este sete. Bun, hai să lăsăm vrăjeala, nu știu cât e ceasul. Am și eu un ceas pe aici. E ora 3, 4, ok. Nici nu știu cu ce să începem, sincer. Cred că ne putem plimba dacă avem chef cu troșchineta asta. Trebuie să-i dai de aici, să stai pe ea, să-i dai așa. Ah, pe G și pe B. Schimb vitezele. Oooo, bine. Mamă, și aici aveam barca, că nici nu mai țin minte. Oh my god. Aici mi se pare că avem bărcuța, mă. Bă, și cât dura să te duci cu barca, pentru că magazinul e undeva pe acolo și dacă nu trebuie să o colești pe un drum de la de vreo 10 minute, care durează de te nebunește, e insane. E efectiv insane. Și barca tot așa e plictisitor, că mergi în drum drept și nu faci nimic, mă rog. Hai să s-a oprit asta. Engine shut off, kickstand, ok. Cred că trebuie să începem să lucrăm la mașchinetă, ați ghicit, boys, ladies and gentlemen. Avem aici trusa, asta este sfânta noastră trusă. Deține, sau mă rog, conține tot ce este nevoie ca să reparăm nebunia asta. Trebuie să ne băgăm pe motor, trebuie să facem o groază de nebuneli. Asta e bateria, aici avem un flashlight dacă vrem să pornim lanterna. Am urmărit un mic tutorial, se pare că lucrurile sunt mult mai complicate decât mă așteptam. Eu inițial când am reparat mașina, doar am băgat motorul, am pus sărea și gata, dar nu. Se pare că este mai complicat de atât, așa că prima și prima dată ne ducem aici și anumite bucăți de tuning nu vor trece ITP-ul. Ok? Deci, trebuie să ne cumpărăm astea două prima dată, o dată și o dată. Ăsta ți arată. Aici stă ceva de la motor, trebuie să știi să fie pe verde dacă e pe galben sau roșu, după aia bubuie. Astea tot așa ți arată energia de la, mă rog, bateria, ulei și așa mai departe. Astea la fel nu treci inspecția, nu treci ITP-ul dacă le cumperi. Și o să ne mai trebuiască trusa, care ne va face viața mai ușoară. În rest, modulile astea le instalăm noi după aia, cred că nu trec toate ITP-ul. Ok, se dă o dată aici și avem un plic. Plicul acesta trebuie să ne ducem până la... până la poștă trebuie să ne ducem cu plicul ca să tarararam, îl punem la poștă și de acolo scrisoarea noastră, știți ce se întâmplă cu ea. Ok, faza e că apune soarele, așa că trebuie să mă bag la niște nănică. O nouă zi, un nou început, hai să deschidem ușița. Plicul nostru a dispărut cu totul sau ce s-a întâmplat cu el? Acum, ideea e că eu nu cred că am cum să car plicul ăsta cu mine. Sincer vă zic. Gata, o merge. Trebuie să-l țin în mână așa, ești nebun? O dai, că nu prea o dai cu mine pe joacă. Ideea e că trebuie să ne ducem până aici în spate și să luăm un tractor. Merg, zici că sunt beat. Pă bune. Uite aici în spate, ar trebui să fie tractorescu cu care putem căra iteme. Perfect. Lasă-l acolo, pe liber, motorul e oprit. Și kickstand-ul ăla nu prea știu cum îl pun. Boom, let's go, boys. Sper că am cheia la tractor, sper că nu-mi trebuie altceva. Ia, tractorescu, o dai? Trebuie să începem de jos de tot, mă, nu mai avem nici furgoneta aia. Oh my god! Pe jos să-l pun, na, că n-are unde să plece. Ok, zim că merge, zim că încheie. Cum se pornește tractorul ăsta? Lumini, ok, ignition. Uhuu! Merge troaca! Nu, nu hard throttle. Frâna, frâna de mână, unde e? Ai, ai, ai. Drift lock, ce e asta? Dubla 100, pornim tractorul, ești nebun? Cât de greu e să pornești un tractor? Nu pornește! Oh, gasolina! Pornim, mă! Trabantul ăsta nemernic. Nu, 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 nu. Bun, 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 hai. Hai, let's go, că avem mult de mers. Avem mult cu troșcăleta asta. Vai de capul meu. Mă rog, hai să trecem pe aici. Dă-i în
Hai. Ia uite-o deja, mamă, cum scârție. Simt așa, e până în oase simt. Ok, trebuie să venim puțin aici. Băgăm un drift. O, că n-are frâne asta. Las-o pe liber. Tragi frâna de mână. Stai aici. Trebuie să luăm gasolina. Era o melodie, mai știți? Nu știți. Ok. Trebuie să luăm asta ca să alimentăm mașina. Mașina pe care o veți vedea imediat. Mașina noastră temporară. Ok. Rămâi aici. Hai încoace. Și acum stați puțin că trebuie să mă uit pe hartă să văd unde mă duc. În jocul ăsta nu există hartă, trebuie să o știi pe de rost. E insane de greu. Ok. Ascultam muzică, mă plimbam și îl iau pe Mihăiță. Tati, ce faci, mă? Ilie! What? A murit! Bă, eu nu știu, n-am văzut nimic, n-am fost eu, voi n-ați văzut nimic. Poate închidem și ne ușa aia mai repede. Eu n-am văzut nimic, băieți. Nu știu ce ați văzut voi. Dă-i pe low, mâna, frâna, mâna de frână. Mâna de frână. Stai un pic, stai un pic. Adică dacă toți suntem în impostaza asta, să testăm ea. Aici. Ia. L-a ridicat cu totul. Hai, bă, dă-te la o parte. Nu, nu! Nu, 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 nu! Oh my god, nu, 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 gata, ne cărăm, ne cărăm, boys, ne cărăm. Ne cărăm că nu e de noi aici. Nu știu, n-am văzut, n-am fost eu. Săracul om, l-am rezolvat. Cred că asta trebuie lăsată mai jos. Am ajuns prima și prima oară aici unde sunt băieții răi cu mașinile. Dacă mai țineți voi minte. Ia să ne lăsăm noi. Oh, 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 oh. Ok. Hai să tragem un pic așa, să ne dăm jos. Deci, practic, aici tunezi mașina. Tuning. O tunezi. Dar este închis. Aici o modifici, vezi cum are nemernicul ăsta mașina. Nu-ți dă mașina lui, trebuie să împrumuți cumva cheia, cred. Sau? What? O să pleci direct cu mașina? Nu cred. Nu cred că pornește. Ia. Știți că ne-am jucat odată cu mașina asta. Ia. Care e... Nu. Nu pornește. Așa, bun, hai să ne dăm jos. Dar e nu e încuiată, gen, care e sensul? Poate aici nu fură nimeni. Bun, vreau să salvez prima și prima. Și vreau să văd soarele. Nu cred că apune, nu? Sau? Că n-aș vrea să ne prindă noaptea, cam aia e toată treaba. De fapt, se pare că se face noapte. Și țin minte că ăsta... Mamă, nu mai pot să dormi la el? Asta e shitty. Avea o... Sau pot să dormi în tractor? Nu cred că pot să dormi în tractor. Asta e, mă, aici pe stânga, pe stânga. Sper că am ajuns unde trebuie, se face noapte și asta mă enervează cel mai tare. Că noaptea e beznă în jocul ăsta, deci nu vezi nimic, mă, nimic, nimic, nimic. Măcar să reușim să tractăm mașina până se face beznă. Problema jocului care e? Drumurile acestea pe care voi nu le vedeți pe filmare și care mie mi-au 10-15 minute. Gen, e absolut insane. Este absolut insane. Stai aici. Ok. Cred că știu de ce mergea mașina singură. Că eu am throttle-ul ăsta pe maxim. Ai înțeles? De-aia merge singură, dar mă prind mai greu asta. A, tăiete, mă mergi mai prost. Ok, deci trebuie să venim aici. Trebuie să desfacem asta. Și în mașină este un stup cu albine, cu viespi, cu ce vreți voi să-i ziceți. Venim la towing hook și ne ducem departe. Și pe aici pe undeva. Bum. Mașchineta. Iar noi acum trebuie să tragem mașina de acolo și cumva să o băgăm în apă. Minunat, nu-i așa? Hai. Să oprim motorul. Ok, ok, ok. Hai, hai, mai la dreapta, mai la dreapta. Scoate trașcaleta asta de mașină. Bun, bun. Și acum, cu grijă. Bun, 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 bun. Invers, 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 invers.
Dă-i. Nu, invers. Dă-i, invers. Bă, acu' e cam belea. Trebuie băgată puțin mai mult. Dacă știți ce zic, sper să nu aveți alte gânduri. Holy smokes, scuzați-mă că zbier așa, dar n-aveți idee cât îmi ia să refac drumul ăsta. Dacă intru acum cu tractorul în mașină și trebuie să resetez salvarea. Ok. Bă, eu zic că mașina e intrată în apă cu totul. Adică n-ai ce să-i mai faci din punctul ăsta de vedere. Nu cred că se neacă caracterul. Vedeți? Stupul? Da, tata, e rezolvată. Deci, practic, albinelele s-au înnecat, au murit și acum ne urcăm repede la mașchinetă. Ok. Și trebuie dusă. Dă-i. Dă-i mai în față, că n-ajungi la manetă, firial, naiba, dar nebun. Hai. Hai cu tata. Auto. Ok, hai să totuși să mai punem o dată, dă-te repede jos, închide alea că poate să rupe ceva la aia, dar n-are să se rupă, că asta nu se demontează. În mod normal ne atacau albinele acum, dar nu mai există. Bun, ne vedem când ajung în oraș. Bă! Nu l-am urât până mai devreme, a reînviat! What? Era să intre mie și mașina mea. Hai că merge mașina noastră, ia uite-o. N-are niciun stres cu ea. E în condiție optimă, nu bate, nu troncă-ne. Cred că avem o problemă. Cred că avem o problemă. What? Ce naiba are mașina asta că nu stă pe drum? Bă, nu la stâlpul. Cred că ajungem și noi într-un final. Dar îmi cer mii de scuze, boys, că e noapte, nu prea am ce să fac. Îmi pare rău, se vede super întunecat pe video, știu. Faza e că pe video se vede mai întunecat decât văd eu. Asta e partea cea mai proastă. Am ajuns în oraș, dar n-ar mai trebui să dureze mult. Și nu trage ăsta, nu trage efectiv. Nu trage trașcaleta asta de mașină. Dacă era camionul la mare, ăla trăgea ca lumea, dar asta... Cred că sunt eu foarte prost. Și era frână de mână tras la mașină. O, uite autobuzul. Nu știu dacă am unde să dorm în oraș aici. Știu că pot salva, dar cred că o să fac... What the... Ce face, bă, mașina aia acolo? What? Oh my god, mănâncă zilele mașina asta. Ah, olă... Vino încoace, aici e benzinăria. Stai pe loc, că ne-ai rupt de căpățână. Ne-ai rupt de căpățână. Hand throttle la zero. Prin motorul și am ajuns. Vreau să iau o dată la mână plicul. Și o să-l băgăm direct la poștă. O true hilly billy. Că mi-a încărat mașina cu aia, cred că zice. Ok. Sper că a intrat la poștă aici. Sper că totul e în regulă. Aici e barul băieților răi, practic. Unde ne putem duce să bem o dușcă. A, uite-i. O, salut, frățioro! Frățiorii! Frățiorii, ce ne zice, mă, Teimo? Mă, Teimo, nu te mai văzut din 2015, bro. Vreau și eu niște cârnați ăștia cu cartofi prăjiți odată. Să alunece pe gât. Stai că acum face cârnăciorii. Hai, bă, cu cârnații aia, bă, îi faci acum, ce le faci? Teimo! Tată, hai cu cârnații aia dacă e. Oare, știu eu, este magazin. Ha, cum se uită la mine. Tu nu ar trebui să fii aici. Bă, dar ar trebui că mi-a foame. Am înțeles ideea că încălzești, dar nu trebuie să dureze 10 minute ca în viața reală. Pă bune. What? Bun, a fost tare rău de tot. Și acum vreau și eu un shot de vodka. Se pare că vrei să bei pentru al treilea picior. Ah, ce bun a fost dușca asta. Mai vreau o dușcă? Mai dă o dușcă, băiatul! Ești o groapă fără fund, trebuie să recunosc. Dușca! Ah, ce bun a fost. Am gătat dușca asta, mai dă o dușcă! Te-ai, mă! De ce faci pipi aici?
Nemernicule! Scuze, bro, m-am îmbătat un pic. Hai și noi cu berea aia, te rog. Presupun că asta e ultima ta băutură, da? Bă, ce se întâmplă, boys? Ultima dușcă. Mă lăsa, băieții, că aproape leșin. Dacă bea prea mult leșin și nu vreau. Sunt numai gata să conduc. Te-ai, mă, să-ți fur bicicleta, nemernicule. Bă, ne cam bubuie căpățâna cei drept. De la toată băutura de azi noapte. Dar suntem în regulă. Am ajuns. Trăim, boys, trăim. Și hai să vedem. Deci, odată la mână, trebuie întoarsă mașina. Acum, sincer să fiu cu voi, din păcate va fi cu tremurul acesta, pentru că ați vrut să bem ca să ne simțim bine. Nu știu dacă e pe diesel sau dacă e pe benzină, deci nu mai merge ăsta. Înainte era capătul la wireless și puteai să te duci cât de departe vrei. Bă, n-avem decât să împingem efectiv mașina. Cred că am nimerit așa. Luăm capătul wireless. Cred că benzină era, mă, sau? Da. Și acum îi facem full-ul. Facem full-ul la trașcaletă. Și sper că nu am nevoie de cheie. Sper că nu am nevoie de cheie. Altfel am adus-o absolut degeaba. Faza e că acum nu mai e noapte, dar îmi bubuie creierul. Deci, na, băutură. Cam viața reală. Deci vine să nu mai bei. Nu știam pe ce butoane apăs. Zi-mi, te rog, că pornește trașcaleta. Atât vreau. Să pornească. N-a încheie. Teimo, prietenul nostru! Ia uite, bă, câte avem. Bună ziua! Pay post order. Price total. Gata, brodere. De ce trebuie? Bă, dar pe bune, să joc tot episodul așa tremurând? Oooo, au venit bunurile! Da, mamă! Vai de viața mea! Ok, deci... ideea e simplă. Cred că trebuie să mă duc acasă să mă culc, boys. Adică, habar n-am ce se întâmplă, dude. Bă, bune, dacă vă zic ce se... uite-te și tu cum îi face mâna. Ce-are, bă? Ce-are de face așa? Merge, mă? Dă-i. Îmi neacă talpa aia. Hai. Ia uza. What, a murit! Tot încerc să scap de durerea asta de cap. Și nu știu cum să o rezolv. Cred că trebuie să beau niște bere, cafea. Am văzut că ziceau băieții să bei. N-am nicio idee. Dacă are ăsta cafea, nu cred că are. Cred că trebuie să o faci tu sau coffee. Uite, am văzut cafea, dar cred că trebuie să o faci tu. Ia dăm aici, dă niște bere. Stai să bem o bere, poate ne mai calmăm, ești nebun? Dă niște țigări, dă ceva, dă orice să treacă prostia asta. Dă orice, bă! Pă pâiera. Pă l, pă o. Hai că era, nu mai știu pe ce fumai. Pe ei. Păi și n-am luat, mă, țigările alea. Păi nu mai înțeleg. Gata, mă. Dă-i. Dă-i, tată, poate ne mai trece durerea de cap, că m-a nebunit, îmi tremură tot ecranul tremură. Toată țigareta am fumat-o. Da, nu o să liniștește, mă, frățiorul. Mă rog, hai să cumpărăm ce ne trebuie pentru mașină. Deci de asta, două baterii. Two-stroker fuel, habar n-am dacă asta ne trebuie. Niște geamuri, filtru ulei, spark plugs. Și cam astea sunt toate. Baterii, aha. Spray can-uri altă dată. Dăm și mie totalul. Avem multe de cărat în mașină. Let's go. Bă, nu te cred, s-a potolit caracterul după fumat și băut. Wow! E o minune cerească asta. E o minune cerească, boys. Hai, mă. Nu te cred că nu mai am ăla. Deci e atât de migălos jocul ăsta. Nu înțeleg de ce nu pornește mașina! Bă! Și-a pățit! Holy, s-a blocat claxonul!
Vreau să văd dacă are combustibil sau nu, dacă s-a salvat. Și efectiv nu pot. Deci mă chinui cu mașina asta de am înnebunit. Și are acum. S-a lipit de tot. Bagă motorină. Nu. Bagă benzină. Ce-a făcut ăsta? Nu știam ce s-a auzit. Ilie, trezește-mă. Deci efectiv mă chinui de 10 minute să pornesc mașina asta. Nu sforțe! S-a oprit! What do you mean? Gata, bă, luat-o! Holy! Boys, eu mi-am atins limita pe ziua de astăzi. Vă zic sincer cum mai Summer Car. Cred că joc undeva de o oră și ceva și... devine prea repetitiv și plictisitor misea. Adică deja am ajuns un punct cu care nu mai distrez. Să mă chinui, pentru că tot ceea ce faci în jocul ăsta este extrem de migălos. Și sună ca și cum mă plâng foarte tare, dar vă explic experiența mea. Dacă v-a plăcut ideea, eu sunt dispus să mai fac episoade, însă nu pot efectiv să fac mai mult progres de atât, pentru că devine extrem de plictisitor și extrem de obositor, să zic, să faci aceeași chestii migăloase, mă chinui să pornesc o mașină 15 minute, după aia mă chinui să fac un drum de 15 minute pe care oricum îl tai pe filmare și mai departe. Deci, dacă v-a plăcut ce ați văzut și vreți să mai continuăm, deci măcar am ajuns să craftăm mașina. Trebuie să mergem cu mașina aia, să luăm nu știu ce roți, să luăm nu știu ce volan de unde, după care strângem toate itemele astea și ne ducem înapoi acasă și abia atunci începem să craftăm. Vedeți că ne-au ajuns și astea care trebuie montate pe mașină și abia din episodul viitor, dacă sunteți interesați, o să începem să montăm mașina, roțile și tot ce trebuie și după aia și motorul, ok? Deci, da, dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut, vă mulțumesc pentru încă o dată, ne vedem la viitoare, pa!